Bună ziua, stimați participanți, am onoarea să vă salut în numele conducerii Congresului Genetienilor și Amelor Atorilor din Republica Moldova, inclusiv a Comitetului Organizatoric și vă informez că astăzi suntem în a doua zi de realizare a activităților Congresului conform programului anunțat pe care cunoaștem cu toții. Vreau să vă informez că la moment avem conectați 10 participanți la atelierul nostru sau la secția noastră genetică și ameliorare animală. Deci, și nu în primul rând vreau să mulțumesc tuturor participanților, tuturor celor care au manifestat interesul față de acest congres, față de acest eveniment, pentru că este ameliorarea, de fapt, și genetica plantelor, animalelor și nu doar, constituie deci o forță motrice pentru realizarea unor producții mai înalte și până la urmă contribuie prin crearea unor soiuri hibrizi de plante, linii de animale mai înalt, productivi hibrizi, contribuie la asigurarea populației cu alimente, cu produse de origine animală. Deci, nu doar animală, dar și vegetală. Adică, până la urmă, contribuie la securitatea alimentară a fiecarei țări, mă rog, până la urmă, a omenirii și a populației crescând de pe glob, deci de pe an ce trece. Deci, vreau să vă comunic că, conform programului, de fapt, avem 5 rapoarte care vom audia astăzi, având în vedere că nu sunt atât de multe rapoarte, adică un număr destul de restrâns pentru secția noastră. Deci, eu aș propune ca timpul de prezentare să nu fie limitat. Dar oricum fiecare să stăruie până la urmă să nu prezinte mai mult de 20 de minute, deci raportul. În linii mari, deci care o să considere că are nevoie încă de timp, vă rog, cum spune, să fiți liberi în exprimarea gândurilor și în exprimarea acelor rezultate pe care le doriți să ne comunicați. Deci, după program, raportul meu, deci, care deja v-a dat seama, cunoașteți cum se numește starea actuală a fondului genetic al animalelor de ferme în Republica Moldova și direcțiile de bază în cercetare ameliorare. Deci este primul și cu acest prilej, cu această inițiere, eu propun să începem lucrările secției. Deci, cât ține de întrebări, probabil eu propun să facem discuții, poate și întrebări, mă rog, pentru cine o să fie interesant, la finele tuturor prezentărilor. Deci, sper că se acceptă. Sper că se acceptă. Eu vă mulțumesc și începem cu prima prezentare pe care o să o fac eu pentru dumneavoastră. Deci, eu îmi cer scuze pentru oaspeții care participă de peste hotare, deci vreau să, cu deosebită plăcere, să mulțumesc pe doamna Teodora Staicova, deci doctor, care este participant de peste hotare din Bulgaria și o să ne prezintă și ea raportul dumneavoastră. Încă o dată, eu, doamna Staicova, eu vă salut călduros din partea Republicii Moldova, din partea Congresului Genetienilor și Ameliorătorilor și conducerii acestuia. Deci, cum spus, pornim la lucrările secției. Deci, eu ne-am propus să prezint un raport astăzi ce ține de starea actuală și evoluția deci efectivelor de animale în Republica Moldova. Cu regret, nu avem cu ce, spunem așa, ne lauda. Deci avem din anul 90 încoace până în 2020 avem în principiu un declin din 2000, deci acest declin este unul mai lent, scădere continuă a efectivelor de animale, inclusiv a numărului de vaci, cum vedeți prezentate pe această diagramă, pe acest grafic. Deci, totodată vreau să vă spun că
Principalele rase de bovine care se cresc în Republica Moldova sunt acel tip creat de Institut Balzat cu Negru Moldovenesc, rasa Holstein de diferite origini, diferite selecții, în vedere olandeză, germană, franceză, ceea ce e prim Holstein, Tal, tot de diferite selecții, german, austriac, rasele roșie de stepe și roșie estone, care se întâlnesc în gospodăriile populației, rasa Jersey, revenit înapoi în anul 2019 în Republica Moldova, după un timp, rasa Aberdeen Angus și rasa Charolais, deci deja cunoașteți care sunt rasele pentru producția de carne. Deci aici în imagine vedeți fotografii reprezentative, deci ale raselor respective, deci de la Balzac cu negru, finalizând cu rasa Charolais, deci asta așa o, spunem, o imagine pentru memoria vizuală, deci totodată deci ține de efectivul de ovine și caprine în Republica Moldova, la fel se atestă un declin, dar declinul cel mai brusc s-a produs din anul 90 până 2000, până în anul 2000, după care deci acest declin tot mai continuu, dar deja în timpuri mai mici sau cu pașii mai lenți, dar oricum el există, deci el există și la începutul anului 2020 în Republică se numără circa 677.000 capete de ovine și caprine, ce ține de componența raselor, deci vorbim de rasa țigaie, rasa caracul, rasa asaf, friză, rasa lacon, avasi, romană, Île-de-France, sufol și dorper, deci care ultimele trei rase sunt de carne, cei care cunosc, evident, își dau bine seama despre acest lucru. Vreau să vă spun că, practic, în afară de cele două rase care sunt enunțate, primele două, țigaia și caracul, toate celelalte rase sunt importate în Republica Moldova din alte țări. Ce ține de efectivul caprinilor sau specificarea pe rasa caprinilor, în primul rând, singur că avem în mod dominant, ca și efective, sunt reprezentate deci, caprinele din populația locală, deci plus la acestea rasa Saanen, rasa alpină franceză și rasa alpină austriacă, sau cum îi mai spune, deci austriacă de munte, și rasa anglonubiană. Evident că atât Saanen cât și celelalte rase sunt într-un efectiv mai restrâns, la fel reprezintă rase de import, la fel reprezintă ca și multe rase de ovine sau de bovine din port, reprezintă un interes sporit din partea fermierilor, din partea producătorilor și evident că prezintă pentru noi cercetători, deci un interes sporit pentru a testa, a evalua, posibil a ameliora și a vedea, deci cum și ce facem cu rasele respective, deci în condițiile concrete ale noastre. Deci aici în imagine aveți din rasele respective care eu am enunțat, deci pornind de la țigaie și finalizând practic cu rasa Romanov, deci rasa Île-de-France. În afară de aceasta, iată, vedem toate patru fotografii, deci ultima jos dreapta, deci caprine de populație locală, rândul 2 și cele 3 Saanen, alpină, anglonubiană și alpină franceză, deci cum a spus rase din import. Ce ține de genofondul raselor de porcini sau în genere genofondul porcinilor, evident că tendința este practic aceeași, deci un declin puternic din ca efective din anul 1990, mă rog, 89, până la practic de la peste 2 milioane până la circa jumătate de milion de capete, deci 447 în 2000 și acest efectiv cu mai puțină sau mai mare scădere, deci chiar și puține creștere, în 2015 continuă să rămână relativ stabil. Deci, pentru anul 2020, la începutul anului, datele
Statiști SEUNO au anunțat 397.000 de capete. Iată, la fel ca și în cazul celorlalte specii de animale, vă prezint unele rase de porcine sau rasele de porcine de bază care sunt crescute în Republica Moldova. Deci eu nu vorbesc acum de diferiți metișchi, briși și așa mai departe, care se întâlnesc în fermele gospodăriilor populațiilor. Eu vreau să vă spun că cele rase care eu le demonstrez acum sunt principalele rase ale genofondului mondial, deci utilizat în producerea cărnii de porc, nu numai în Republica Moldova, dar și în toate practic țările, în diferite combinații și sub diferite, mă rog, forme la care se folosesc 3 rase, la care toate 5, la care 4, etc., dependență de țară și dependență de acele scopuri care urmărește nemijlocit fermierul. Deci, ce ține de genofondul de cambaline, cumva efectivul practic în datele statistice pornește din anul 2000 încoace, deci efectivul din 2005 și de care a constituia conform datelor statistice 73.000 de capete, deci s-a redus practic la 26.000 de capete la începutul anului 2020 și asta este evident, probabil toți au observat, deci cu numărul de cai, numărul de cabaline când mergem în mediul rural, deci este tot mai rar întâlniți cai, etc., etc., dar totodată pe lângă școlile de hipism de stat sau cele, deci particulare, deci există încă un șir de rase importante ca genofond mondial, ca din un reprezentativ al genofondului mondial, deci în primul rând rasa trapașul Orlov, rasa Ahaltekin, deci este întâlnită și la noi, plus rasa pur sânge engles într-un număr mai mare, rasa arabă, deci pur sânge arab, și pe urmă rasele de tracțiune ușoară, cum ar fi letonă cu capul, letonă de tracțiune, rasa Oldenburg, utilizată foarte mult în sport, în sportul de calorii, în hipism, și evident cele două rase de jos, stânga, care reprezintă deci un genofond de rase pentru tracțiune grea, cum ar fi Percheronul, cum ar fi rasul rusesc de tracțiune grea. Deci, dar, cum am spus, efectivele de cabaline sunt tot mai restrânse și acele nuclee care există sunt practic pe lângă școli de hipism. Dacă vorbim despre genofondul păsărilor, eu aici n-am specificat, deci pe galinaceei și alte grupe de deci zoologice de păsări, deoarece palmipede, etc., deoarece aici se prezintă toate speciile, de toate speciile, rasele de păsări din toate speciile. Și dacă iarăși observăm acea comparație cu anul 90, am avut un declin, deci puternic, practic în jumătate spre anul 2000, ulterior, aceste efective, deci au crescut, deci în 2005 cea mai înaltă creștere față din 2025, deci constituie 17,5 milioane capete, deci ca în final, la începutul anului 2020, noi am avut circa 4,5 milioane deci capete de păsări. Sigur că, conform datelor statistice, deci disponibile deci la pe site-ul Biroului Național de Statistică, adică din buletinile BNS-ului. Deci, ce ține de rase care sunt întâlnite mai mult la noi, rase, crossuri, etc., întâlnite mai mult la noi în fermele avicole, dar și în sectorul particular. Vorbim de rasa argentie de Adler, care este o rasă recunoscută, deci cu productivitate mixtă, rasa jubileară de Cucin sau Cucin jubileară, îi mai spune și așa, deci practic este aceeași rasă, tot face parte din găini cu productivitate mixtă, eu vorbesc de ouă, carne. Deci o multitudine de crossuri ungurești, de găini mixte pentru ouă, carne și invers, carne, ouă, deci în funcție de direcția de selecție, liniile
etc., etc., crosurile de linii selecționate în cadrul acestor rase, deci vorbim de tetra H, har, cu avicolor, cu color, hamicolor, etc., etc., mai multe, practic avem crescute pe teritoriul Republicii pui broiler din crosurile COP 500, de-am cunoaștem de că este cross american, deci un cross foarte răspândit pe teritoriul Republicii Moldova și crossul și crossul ros 308, deci deja mai rar întâlnit, într-un timp era mai, chiar mai răspândit decât COP înainte de a fi implementat COB-ul. Deci sunt niște hibrizi, da? Sunt niște crossuri de linii, deci foarte specializate, puternic specializate în producția de carne. Deci ținem de rasele de rațe, deci vorbim în mare parte de rasă Pechin, deci cunoaștem cu toții, ce ține gâște, deci italiană albă și rasă chinezească, deci în ultimul timp au început să importe, deci amatorii, dar și pe lângă grădini zoologice particulare, deci și cele care este, deci rasa Toulouse, deci o cunoaștem cu toți, o rasă foarte grea, o rasă foarte interesantă, frumoasă, dar care are și unele probleme. Iată în imagine, vreau să vă demonstrez din niște fotografii a animalelor, a păsărilor reprezentative de găini și nu doar găini, și gâște și rațe, din cele care am vorbit eu, deci stânga sus, deci Adler argentii sau argentii de Adler, jubileară de Cuchin, crossul broiler, atât COB cât și rosul 308, rasa leșească care se întâlnește foarte des în gospodăriile populației și este foarte răspândită, mai ales că sunt și de diferite culori și nuanțe, pornind de la bălțate, terminând cu cele negre și deci gri, maro. Deci rasa italiană albă, care este un obiect de creștere inclusiv și în fabrici, care încă mai există, rasa chinezească, deci tot foarte des întâlnită în sectorul particular Pechinul, și jos vedeți, deci diferite cross. Desperate, toate practic sunt autosexamele, deci ceea ce ușurează foarte mult lucru în producere, deci pentru a selecta puicuții de cucoșei și a pune la creștere, evident, puicuțele pentru a avea un randament mai mare. Ce ține nemijlocit de efectivul de animale în anul 2021, eu special am pus acest tabel, aceste date, vreau să vă spun că anul 2020 a avut un impact foarte negativ legat de baza forageră, deci foarte slabă, precară, practic la toate speciile de animale, mai cu seamă bovine, ovine, caprine, porcine, probabil și păsări, dacă comparăm cu 4,5 milioane față de 2020, iată, vedeți, deci care este situația nemijlocit cu fiecare de specie, deci bovine total s-a ajuns la 110,5 mii capete, ovine și caprine la 455, ovine la 455, caprine la 128, porcine 196 mii de capete, cabaline doar 22,5, păsări 3 și 2 milioane de capete, dar vreau să vă spun că odată cu toate speciile de animale, vreau să vă spun că specia de albine sau albinele, deci au o tendință de creștere și au o tendință sporit din partea fermierilor pentru a le crește și a le exploata pentru producțiile de bază ale albinelor, miere, ceara, polenul, etc., etc., lăptișorul de matcă, și constituie, apropo, și o sursă importantă pentru export. Mierea noastră se consideră una dintre cele mai bune, care deci are o cale de export în Uniunea Europeană și nu doar. Vreau să vă spun că toate cifrele care eu am prezentat ce ține de efectivi, deci sunt practic fără regiunea transnistreană. Deci așa este situația. Deci cel mai important lucru care eu vreau să vorbesc, dacă vorbim despre procesul de ameliorare,
procesul de genetică, procesul de creare de noi crossuri, dar chiar și menținerea la nivel necesar a productivității animalelor agricole și păsărilor pe care le creștem în gospodăriile, fie industriale, fie mai puțin industrializate. Deci, un lucru foarte important, negativ, este acel că deci efectivele, majoritatea efectivelor sunt în sectorul particular, adică nu este problemă că este în sectorul particular, este problemă în desconcentrare acestor efective cu care foarte greu este posibil de făcut selecție, de făcut ameliorare, de făcut alte manipulări, de implementat, să vorbim niște programe de ameliorare la nivel de țară. Deci, cred că totul este în viitor. Am în vedere că aceste chestiuni tot pot fi soluționate, dar este nevoie ca fermierii noștri, crescătorii de anumite rase, să unească în asociații profesionale și să implementeze acele programe de ameliorare la care institutul este gata să participe, să contribuie, deci cu toate necesarele ce ține de partea științifică, aplicativă, deci a acestor lucrări. Deci, iată, în imagine aveți fermele de prăsilă, cum am spus, foarte, foarte intens, că foarte intens se majorează specia albinilor. Chiar este aprobat și Programul Național de Dezvoltare a Apiculturii în Republica Moldova. Sunt alocate surse financiare, este promovată ideea de a fi înregistrate familiile de albine, stupinile, deci marcate, etc., etc. Adică la acest capitol eu aș spune că există o dezvoltare. Ce ține la fermele de prăsilă, de fermele de prăsilă de alte specii de animale, în special bovine, ovine, caprine, etc., ceea ce constituie de fapt o bază a nucleilor pentru reproducție și ameliorare. Deci avem la moment 16 ferme de bovine, avem 10 ferme de ovine, avem doar câte o singură fermă de păsări, cabaline și porcine și, cu regret, cum am vorbit și rămân pe acea poziție, deci problema există și este una foarte acută de efective de prăsilă și dacă cunoaștem conform legilor pentru ameliorare, selecție și așa mai departe, efectivul matcă, efectivul reproductiv sau populația activă a animalelor în care se realizează selecția pentru a avea schimbul genetic, adică a avea progresul genetic, trebuie să fie destul de sporită la nivel de cel puțin 20% din efectivul total. Iată, atunci o să putem avea careva rezultate. Deci avem declin, avem probleme. Ce ține de direcțiile de cercetare, eu probabil am luat deja mai mult timp la prezentarea fondului genetic. Vreau să vă spun că institutul astăzi, cu capacitățile sale de 7 laboratoare de cercetare, dintre care practic 4 sunt specializate în anumite specii, bovine, ovine, caprine, porcine, păsări, deci reproducție, biotehnologie, reproducție, deci nutriție, dar și medicină veterinară și siguranță alimentelor, practic canalizează efortul spre testarea animalelor de import, deci evident sub toate aspectele, inclusiv și cel genetic, încât ne permite deci dotarea existentă. Eu vorbesc de testări și cercetări imunogenetice pe care realizează laboratorul de bovini, deci domnul Focșa ieri practic la ședința plenară a prezentat acel raport, deci ce ține de testarea bovinilor sau starea deci acestor lucruri, și vreau să vă spun că important este în această direcție ca noi să determinăm cele mai convenabile genotipuri, convenabile crossuri, rase, deci condițiilor noastre, dar și nu uităm, desigur că condițiile iarăși depind de noi și fiecare cross, fiecare rasă, fiecare, mă rog, populație de import necesită crearea unor anumitor condiții, deci în care ele
de fapt s-au dezvoltat în care ele sunt, pentru care ele sunt adaptate. Ce ține de rasele de ovine cu care se efectuează cercetări, acestea sunt acele de din import, Bethheimer, Asaf, Avase, Friza, Île-de-France și altele, și direcția de bază este deci obținerea unor metiși, unor hibrizi mai performanți în ceea ce ține producția de lapte și capacitățile asupra acestei producții, deci în această producție, dar și producția de carne. Deci știți foarte bine piața, atât internă cât și aia externă, deci necesită această direcție de și cercetare, dar și producție, deci care, de fapt, de care depinde eficiența exploatării acestor animale în fermele de ovine și caprine. Ce ține de menținerea în puritate a raselor autohtone, vorbesc despre țigaia și caracul, sigur că aici lucrările, direcțiile de cercetare sunt pentru a conserva genofondul, pentru a ameliora în rasă pură și a evidența cele mai performante genotipuri în cadrul populațiilor, a le selecta și a le reproduce derejat pentru a obține deci acel efect genetic care noi le dorim sau cel puțin a putea menține deci acele gene importante a raselor crescute la noi din mai multe, spunem, zeci de decenii, dar și chiar veacuri pe teritoriul Republicii Moldova și, evident, păstrarea direcțiilor principale de productivitate a acestor animale. Dacă vorbim despre rasa caracul, este vorba de producția de pelicică, dar paralel cu această rasă, această necesită ameliorată pentru producția de lapte și producția de carne, fapt care deci constituie, cum am spus, actualmente o prioritate cea mai importantă pentru fermierul nostru. El caută ca animalele exploatate, ovinele exploatate, caprinele exploatate să posede un potențial a producției de lapte și de carne mai înalt, doar că așa el o să poată fi competitiv pe piață. Ce ține de caprine, la fel cum am vorbit, obținerea diferitor metiși, prin încrucișarea cu genofondul importat de ovine caprine, evident, testarea acelor rase în puritate, dar și netizarea, deci testarea metișilor, evaluarea performanțelor lor, nu doar productive, dar și genetice, cred că ne va permite obținerea acelor rezultate scontate. Iată în imagine, aveți niște fotografii deci elocvente ce ține de metișe, capre metise, funul cu, din încrucișarea locală Sanien. Deci, jos aveți o fotografie de niște ieși foarte frumoși, deci practic generația a doua, doi, deci cu sporirea cotei sanguine a rasei Sanien la 75%, deci în genul tipul animalelor. Avem diferiți metiși, dar avem pe dreapta și o fotografie foarte, după mine, frumoasă a edițiilor din rasa anglo-nubiană care se cresc la noi în puritate, dar rasa respectivă este solicitată de fermieri și pentru încrucișarea cu caprinele locale în vederea ameliorării nu doar producției de lapte, dar și producției de carne. Deci, deoarece este o rasă cu nivel foarte înalt a productivității mixte, deci și lapte și carne. Aici este vorba despre testarea raselor de porcine crescute la noi Republică. Sunt niște imagini, cele care eu în special am selectat ca să vă reprezint. Este vorba de testarea, obținerea și selectarea deci celor mai optime variante de hibrizi. Deci, optim în sensul utilizării în condițiile noastre, deci pentru fermieri și pentru fermele mai, spunem așa, mai corporative sau ferme mai mari, tehnologizate, intens și evident că, în special, eu am pus aici carcasele, deci, iarăși, ceea ce dorim ca să obținem niște carcase competitive cu cheltuieli relativ reduse de hrană, adică cu conversie mai scăzută, dar și cu un randament mai înalt a cărnii în carcasă. Evident că toate cercetările fără genetică, fără testări genetice, fără implicarea în reglarea reproducției acestor animale, fără o selecție și potrivire a genotipurilor selectate, deci
Deci nu are nicio izbândă. Ce ține de păsări. Deci, evident, cum am spus, deci, practic, toate direcțiile sunt legate de a fi testate crosurile importate, liniile de crosuri și crosuri de linii importate, exploatate în condițiile noastre, dar și implicația în, cum am spus, selecția și reproducția lor derajată, ca să putem obține niște genotipuri mai bine adaptate condițiilor locale. Aveți pe dreapta imagini cu hibrizi sau crossuri deja de hibrizi pentru habicolor argentii și cocoși argentii, deci care se exploatează în condițiile noastre sau au fost testate de institut, inclusiv la Mom Brown, Tetra H și înapoi cu cocoșul Tetra H obținem niște animale practic cu 75% a Tetra H-ului și deci cu acele calități dorite al Mom Brown-ului, ceea ce ne poate aduce deci plus valoare în creștere. Ce ține de concluzii, deci sper că prezentările vor ajunge la toți participanții, în special acei de peste hotare, eu vorbesc de Staicova, și o să poată deci mai bine percepe acel material care eu l-am prezentat, sunt traduce și, dar cele mai importante două concluzii după mine, dacă suntem astăzi la Congresul Ameliorătorilor sau Genetienilor și Ameliorătorilor din Republica Moldova 1, deci dinamica efectivelor și starea fondului genetic de animale, atât ca șaptel total, cât și fermele de prăsilă, deci denotă o scădere continuă și declin la acest capitol. Vrem noi, nu vrem, stimați colegi, aceasta este o problemă și noi trebuie să o spunem clar, să o anunțăm și să venim poate cu propuneri, idei și soluții către organele de resort pentru a ameliora situația, pentru a face unele politici mai utile și mai bune, care ar permite fermierilor noștri să dezvolte la acest capitol. Deci, sigur că avem nevoie de a elabora și implementa niște măsuri și documente de politici coerente și compatibile cu cele europene pentru domeniul respectiv. Eu vorbesc de strategia națională pentru conservarea și dezvoltarea fondului genetic de animale agricole, ceea ce s-a pornit și nu s-a mai finalizat. Eu cred că este nevoie de revenit la acest document și de a-l implementa, de a-l finaliza. Legea zootehniei în redacție nouă, care de mult trebuia schimbată, de mult trebuia ajustată condițiilor și cerințelor Uniunii Europene și internaționale. Cu regret, 10 ani se promulgează această lege și în ultima etapă iară este blocată, mă rog, cu evenimentele politice și așa mai departe. Deci, programele naționale pentru dezvoltarea fiecărei ramuri a sectorului zootehnic, eu vorbesc despre specii, vorbesc pe filierul de produs, dați să le numim cum dorim, fie că e lapte, în care noi știm că trebuie să dezvoltăm bovinele, trebuie să dezvoltăm genetica bovină, nu, și nu doar fie că, mă rog, carne, etc. Și clar lucru, avem nevoie de subvenții direcționate spre, deci, fermieri care au intenția, dezvoltă, păstrează rasele locale, gen o fondul local, care reprezintă un patrimoniu național. Eu vorbesc aici de tip bălțat cu negru moldovenesc, care este deja, după viziunea mea, pe cale de dispariție, pentru că nu avem bază paternă, nu avem lucrări în direcție respectivă, nu avem, mai avem material seminal, dar deci totul schimbă, totul trebuie reînnoit, schimbat și trecut la un nou nivel de dezvoltare. Vorbesc de tipurile de ovine, caracul, țigaie moldovenesc, care au fost create și aprobate de institut, omologate în toată țara. Vorbesc de rasa țușca, o rasă foarte interesantă, rustică, de ovine care putem să creștem în gospodării ce solicite producere ecologică, deci avem gâtgolașul moldovenesc care practic l-am pierdut și cred că a rămas numai în niște gospodării a populației, deci totul este nevoie totuși până la urmă de regândit și de readus într-o nouă direcție de cercetare și desigur că
Deci nu pot să nu vorbesc despre acest fapt, că pentru a asigura cercetarea, ameliorarea efectivelor la un nivel mai avansat față de ceea ce facem noi, efectuarea cartierii genetice a genofondului animalier, implementarea programe de conservare și mai departe, care să fie bazate pe niște date genetice, deci care sunt obținute foarte rapid, și mai departe, eu vorbesc de testări genomice, eu vorbesc de alte chestiuni care testări premature, etc., etc., sau preventive, care au o precizie destul de mare. Noi avem nevoie să dotăm institutul cu, deci, utilaj modern în direcția acestor cercetări. Nu vom face acestea, suntem mult departe de cerințele Uniunii Europene, dar dacă dorim să le ajungem, noi trebuie să canalizăm în direcția respectivă sursele financiare. Eu, în contextul acestei prezentări și în contextul problemei abordate ce ține de utilaj, ce ține de alte momente legate de documente, de politici, schimbarea unor direcții în sensul respectiv, eu chiar propun și eu să insist încât eu, deci, am capacități, deci, către conducerea Congresului, ca în rezoluția finală a Congresului să fie specificat acest punct a necesității dotării Institutului Științifico-Practic cu utilaj performant legat de sau direcționat spre testarea genetică a animalelor și păsărilor. Eu nu vorbesc de insecte, nu vorbesc de animale. Deci, care sunt preocuparea animale sălbatice ale Institutului de Zoologie și nicicum nu vin sau nu pun în concurență, deci, institutul nostru, dar eu vorbesc de animale agricole, de animale productive, de la dezvoltarea fondului genetic ale căror va depinde securitatea alimentară a țării, va depinde nivelul eficienței economice a fermelor și, până la urmă, dacă doriți, nivelul stării sociale a fermierilor și a mediului rural, în genere, care o să ocupe, deci, cu creșterea animalelor. Deci, eu vă mulțumesc pentru atenție, deci, și dacă va fi cazul de discuție, putem discuta la finele tuturor lucrărilor secției. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție. Și trecem pentru a continua aceste lucrări. Sper că nu am luat prea mult din timp, dar tematica pe care o abordez este una foarte, foarte importantă, nu doar pentru mine personal, ca persoană implicată în procesele de ameliorare, selecție, etc., etc., dar și ca reprezentant a instituției, a singurei instituții din Republica Moldova, care are menirii principale să ocupe cu ameliorarea și selecția animalelor, să propună programe de conservare a fondului genetic și, evident, să asigure acea bază metodologică pentru a implementa aceste programe. Eu, încă o dată, vă mulțumesc pentru atenție și propun să trecem la următoarea prezentare, care o să o efectueze doamna Staicova Teodora, Universitatea din Plovdiv, deci din Bulgaria. Eu vă transmit dumneavoastră cuvântul și, cum spune, rog atenția tuturor participanților pentru raportul dumneavoastră. Eu vă rog. Thank you, Mr. Chairman. It's a pleasure for me to take a part of this Congress. Dear colleague, let me introduce you our investigation entitled Population Genetic Analysis of Silkworm Breeds Based on Isoenzyme Markers. This study was performed in the Lab of Genetics at Plovdiv University, Bulgaria, with material provided by Sericulture Experiment Station in the town of Brăila,
and Agricultural University in Plovdiv, Bulgaria. Its enzymes and other molecular markers are very useful to study the genetic diversity of mulberry silkworm Bombyx mori and to differentiate the particular breeds. Assessment of heterozygosity in each silkworm breed is important for efficient management and conservation of genetic resources. The choice of parental breeds in the silkworm breeding programs in Bulgaria was mainly based on the study of some qualitative and quantitative traits, as total larval duration, cocoon shape, cocoon color, weight of single cocoon, weight of single shell, and etc. The assessment of the parental strains, however, should be complex and should be realized by different parameters. One of the main parts of such complex assessment is the investigation of variable breeds of isoenzyme specters of K metabolic enzymes. The aim of this study was to assess the gene pool and genetic structure of populations of five silkworm breeds kept in Bulgaria on the basis of isozyme polymorphism. The studied breeds were in different origin. Vratsa 1, Vratsa 37, and Gergana 2 breeds were created in Bulgaria. Alpkislau 29 breed was introduced from Romania, and Syria 1 breed was introduced from Syria. On the fifth day of the 15th year, from 30 to 38 larvae were selected randomly from each strain in order to analyze the following enzyme systems by polyacrylamide gel electrophoresis: non-specific esterases, malate dehydrogenases, and acid phosphatases from hemolymph, as well as phosphoglucomutases, hexokinases, and aspartate aminotransferases from silk glands. Several genetic parameters, as allele frequencies, mean number of alleles per locus, proportion of polymorphic loci, observed and expected heterozygosity, were calculated by BioSys1 software. Phylogenetic tree were constructed using NIST, genetic distance by UPGM method, using the Philips software package. This picture shows larvae of silkworm Bombyx mori on the fifth instar, the last instar. Our results and discussion. Among the 9 investigated isozyme loci, 6 loci proved to be polymorphic, and 3 of them were monomorphic. The polymorphic loci manifested intra- and interbreed polymorphism. We determined population genetic passport data on studied loci concerning allele frequencies, mean number of alleles per locus, percent of polymorphic loci, and heterozygosity for each of the tested breed. These pictures present electrophoretic spectra of non-specific esterases from hemolymph of larvae, phosphoglucomutases from silk glands, acid phosphatases from hemolymph, malate dehydrogenases from hemolymph, hexokinases and aspartate aminotransferases from silk glands. The table presents allele frequencies in all tested loci in 5 breeds. Blood esterases A locus was polymorphic only in Alpkislau 29 breed, with 2 alleles in the gene pool. Blood phosphatases B, D, and E loci were polymorphic in all tested breeds with 2 or 3 alleles in the gene pools
Phosphoglucomutasis A was polymorphic only in BRCA1, BRCA37, and Serial 1 breeds. And at the same time, this enzyme was monomorphic in Gergana 2 and Alpkislau 29, in which gene pool allow PGMA 2 was fixed. Acid phosphatases locus was polymorphic in all tested breeds with 2, 3, or 4 alleles in the gene pool. This part of the table presents monomorphic loci. MDHA, malate hydrogenases A, hexokinases A, and aspartate aminotransferases A loci. The mean number of alleles per locus among the tested breeds varied from 1.7 to Serial 1 and Gergana 2 breeds to 2 alleles in the all the rest. The percent of polymorphic loci was the lowest in Gergana 2 breeds, 44.4, and the higher in all tested breeds, 55.6%. The observed heterozygosity in this column was lowest in Gergana 2 breed and the highest in Alpkislau 29. The expected heterozygosity in all tested breeds was higher than the observed one. The results about genotype frequencies showed statistically significant deviations from the Hardy-Weinberg equilibrium for the most loci in 5 breeds. This fact, in addition to deficit of heterozygotes, indicate a high level of inbreeding in the studied populations. The value of genetic distance by Ney were calculated using the allele frequencies and ranged from 0.027 between breeds BRCA 37 and Alpkislau 29 to 0.276 between Gergana 2 and Alpkislau 29. The UPGM dendrogram shows that tested breeds are clustered in 2 main clades. Alpkislau 29 breed form 1 main clade, and other 4 breeds were clustered in the second main clade. BRCA 37 and Gergana 2 breeds clustered in 1 subgroup, and Serial 1 and BRCA 1 clustered in the second subgroup. Conclusion: the specific intra and interstrain polymorphism on the isoenzyme loci and some population genetic characteristics as frequencies of alleles, mean number of alleles per locus, proportion of polymorphic loci and heterozygosity could be used for composing passport data of each strain in order to use in the breeding programs of mulberry silkworm Bombyx mori. This is the lab of genetics where the study was done. This lab is situated in the top of Antique Theater in the old town of Plovdiv in Bulgaria. Beautiful town. Thank you for your attention. Așa. Și ne apăs încă la... Aia. Scriu nou? Da. Da, nou. Thank you very much, doamna Staicova. Deci vă mulțumim pentru prezentarea interesantă și foarte importantă ce ține de cercetările genetice pe care le realizați în domeniul respectiv. Deci, dacă vor fi careva discuții la acest capitol și întrebări, deci eu propun să le facem la final, mai repet o dată, și se propune să trecem la
Cea a treia prezentare, deci a domnului Corlăteanu Alexandru, deci impactul factorului antropogenic asupra evoluției șobolanilor, deci o tematică deci, legată de nemijlocit de genetica animală și deci de o specie care are un impact foarte puternic pentru viața cotidiană, deci în a noastră, deci un factor și un agent puternic de transmisiuni a diverselor maladii, mai ales periculoase, infecțioase, de aceea tematica este una foarte actuală. Noi vă rugăm prezentarea dumneavoastră. Vă mulțumim! Bună ziua, stimate domnule președintele! Dați-mi voi, eu demonstrez ecranul meu, dacă se poate. Eu unde apăs? Se vede ecranul? Da, se vede, vă rog, îl faceți mai mare. Se vede? Se vede. Da, o clipă. Îl faceți mai mare și vă rugăm, deci, cu drag. Este. Se vede, da? Dimensiunea e normală? Se vede, puteți să o faceți și mare. Dați la mărirea pe ecran F5 sau depinde ce tehnică manipulați acum. Deci, la mine mi se pare că asta e maximală. Nu. A, stați. Poate. A, ați înțeles. Ok, da. Acolo jos unde este, deci, unde este prezentarea, deci forma prezentării. Și acolo, deci, sunt iconițe, deci, care spunem aceea ca ocupă, deci, pe ea. Apăsați pe aia, dacă eu mă exprim corect. Eu n-am așa. Dar ceva. Să vorbiți? Ok, în orice caz, prezentarea este vizibilă, la urma urmei, dacă nu se primește, ca să nu facem alte defecțiuni, deci vă rog, realizați. Noi vă mulțumesc, domnul președintele, mulțumate domnule președintele, mulțumate doamna co-președintele. Eu sunt reprezentantul Universității de Stat din Moldova. Și eu exprim mulțumirea mea cea mai mare pentru posibilitatea a prezenta materialul meu și în afară de aceasta eu activez și în cadrul Facultății de Medicină Veterinară și de aceea acest material mi se pare că să fie interesant și pentru medici veterinari, într-o anumită măsură, dar el totuși e consacrat cercetării evoluției șobolanului, care treptat s-a transformat în animal domestic și animal de laborator. Omul s-a transformat din componenta biocenozii în forța geologică, care asigură un impact dublu asupra lumii animale. Pe de o parte, reduce semnificativ biodiversitatea multor specii de animale, pe de altă parte, creează condiții favorabile pentru răspândire și reproducerea unor specii, printre care pot fi menționat și șobolanul cenușiu sau Rattus norvegicus. În experimentele biomedicale, un loc important deține șobolanul alb. De mai multe puncte de vedere, șobolanul alb reprezintă un model experimental potrivit pentru mai multe cercetări experimentale, motiv din care analiza bazelor biologice de transformare a animalului sălbatic în animal de laborator este actuală. Centrul originii și răspândirii genului Rattus a fost câmpia mare chineză. Apariția șobolanilor cenușiu în pleistocen în habitate izolate la marginea de nord a arealului ocupat un gen a stat la bază concluzionării că aceste animale au fost cele mai tineri în cadrul genului Rattus. Actualmente distinct două linii filetice de bază a șobolanului cenușiu. Linia inițială, chiar este chineză, cu vârstă aproximativ 2 milioane sau mai mult de ani, și cea mai derivată, indiană, cu vârstă aproximativ 2.000 de ani. Fiind o specie cu potențial reproductiv foarte mare, șobolanii au avut necesitate permanentă în spațiu vital.
S-a constatat că reprezentația genului Ratus se caracterizează prin lipsa formelor extreme de specializare adaptivă, de rând cu extinderea adaptivă evidentă, care a contribuit și a favorizat răspândirea pe larg și acomodarea extrem de performantă la condiții variate ale mediului ambient. Cer iertare, dumneavoastră vedeți prezentare? Da, domnul profesor, noi vedem, tot este foarte vizibil, mulțumim. Continuați, tot e bine, da? Da, tot e bine, continuați, vă rog. Da, pentru extinderea spațiului vital al șobolanului deosebit de important, s-a dovedit a fi migrațiunea, care a asigurat transformarea speciei asiatice în specie semi-cosmopolite. Într-o perioadă istorică foarte scurtă, șobolanii au ocupat un teritoriu destul de mare pe Cera, cu excepția Antarcticei. Interacțiunea ecologică între șobolanii și oameni, care a influențat în mare măsură evoluția specifică a animalelor, s-a produs datorită particularității de migrațiunea acestora. Tipul caracteristic de om modern, adică Homo sapiens sapiens, ca specie biologică, s-a format aproximativ cu 40-60 de mii de ani în urma la începutul ierii quaternale din regiunea Africii de Est. Dimensionat că migrațiunile oamenilor și ale șobolanilor s-au intersectat. Dumneavoastră vedeți aici schema. Asta e migrațiunile șobolanilor și asta e migrațiunea omului, sau așa numit Out of Africa Road. Și noi observăm că spre est... Eu cer scuze, da. Domnule profesor, deci avem o problemă, deci la mine stă doar slide-ul, primul slide, adică titlul lucrării dumneavoastră prezentării și nu văd nicio schimbare de slide-uri. Deci nu știu... Nu știu cum să vă ajut în cazul acesta. O clipă? Eu vă rog. Să încerc eu în cazul de față. Da, sigur, dumneavoastră, pentru că noi de aici nu putem regla. Nu putem regla. Vedeți, dacă e nevoie, deci chemați un ajutor din colegii dumneavoastră, cineva, dacă e posibil. O clipă. În cazul de față, harta da, aveți două. În cazul de față avem slide-ul istoria răspândirii șobolanilor. Eu încerc... Ia vedeți dacă se mișcă. Cu cursorul cum procedați. Dacă se mișcă. Se mișcă, ok. Ok. Ok, reveniți, da, mulțumim. Da. Reveniți. Adică ce... Noi am observat aici, în direcție migrațiunilor, spre est, a fost intersectarea în direcție opusă, dar în direcție de vest, în același sens. Evident că pe parcursul migrațiunii active a animalelor, de rând cu căile migrațiunii umane, unele populații de rozătoare au intersecționat cu cele umane. Stațiunile paleolitice și neolitice umane, cu mai multe grămezi de resturi de bucate, au asigurat baza trofică suplimentară, dar totodată și adăpost de prădători, fapt despre care mărturisește prezența osemintelor șobolanii pe traiectul migrațiunilor oamenilor. Șobolanii prezentând mai multe particularități biologice asemănătoare omului au invadat nișa ecologică umană, datorită gradului minimal de concurență biologică dintre specii la această etapă de evoluție. În această situație, una dintre modalitățile de interacțiune dintre specii a devenit comensalismul, simbioza trofică care a prezentat rezătoarelor posibilitatea de obține surse suplimentare de alimentație și protecție indirectă de prădătorii mai periculoși și mai abili ca omul.
Progresul societății în epoca neolitului, exprimat prin formarea și dezvoltarea agriculturii, a condus la crearea locuințelor sedentare și a stimulat apariția relații noi, specifice între om și unele animale, numite de sinantropie. Folosind ca bază comensalismul, șobolanul au devenit sinantropi, utilizând la maxim excesul de surse nutritive, precum și avantajele modului sedentar de viață omului. Fenomenul sinantropiei la șobolan constă în combinarea unicală a caracteristicilor biologice manifestate în condiții specifice. Mecanismele trecerii șobolanului în modul de viață sinantrop sunt bazate întâi de toate pe predispoziția populațiilor contrarie la comensalism și simultanea necesităților biologice la specie dependente șobolan și la ce e determinată omul. Sinantropia la șobolani a condiționat răspândirea rapidă, dependentă doar de condițiile ambientale prezentate de om. Răspândirea șobolanilor de rând cu existența lor sunt strâns legate cu activitatea omului, ceea ce a prezentat pentru animalele următoare consecințele care sunt prezentate în tabel. Cum observați dumneavoastră, patru factori de sinantropie, anume baza trofică, prezența constantă a surselor de ape, utilizarea locuințelor și transportul maritim și fluvial care a contribuit în viteza sporită de migrațiune, au dat posibilitatea pentru progresul speciei Ratus norvegicus, precum și Ratus, dar Ratus pe urmă foarte repede a fost primat de Ratus norvegicus ca specie mult mai puternică. Dintre numeroasele schimbări sociale importante, crearea orașului și ulterior revoluția industrială în Europa, la hotarul secolului XVIII-XIX, cel mai mult a stimulat creșterea rapidă a orașelor mari, în care s-au creat condiții ambientale cu factori naturali destul de modificat substituiți de cel antropogen. Ce a contribuit la transformarea șobolanilor din specia sinantropă în specia sinurbanistă? Mediul urban a fost și rămâne foarte dificil pentru supraviețuirea majorității animalelor, întrucât are o varietate a habitatului foarte complexă, cu caracter mozaist de repartizare, incomparabil cu cel natural. Aceasta pune în discuție realizarea problemelor de acomodare comportamentală în mediul complex. Mediul ambiental urban prezintă un dinamism cu caracter neprognozat și extrem de pronunțat. Micșorarea inevitabilă a distanței de contact cu omul prezintă pericol pentru existența animalelor. La etapa inițială de interacțiune dintre om și șobolan, relația acestor pot fi caracterizate ca concurență nestrictă, dar deja de mult timp este destul de dificil de a ne imagina prejudiciile materiale și cele de sănătate cauzate de șobolani, specie profilică, viabilă și inteligentă. Declanșarea măsurilor de nimicire a șobolanilor a început odată cu conștientizarea și aprecierea daunelor pricinuite de către acestea. Aplicarea procedeelor multiple de nimicire a șobolanilor de către om a determinat supraviețuirea și reproducerea, dar a celor cu capacități comportamentale excepționale. Pornit de la faptul că șobolanii reprezintă animale sociale, trebuie de luat în considerație faptul că indivizii de șobolani din populație urbană se acomodează nu doar la mediul ambiental, ci și la sistemul de relații în populații care determină modificări suficiente pentru supraviețuire.
Altfel, datorită întâi de sinantropie, apoi sinurbanismul, șobolanii căpătând combinații unicale ale caracteristicilor genetice manifestate în condiții respective, au obținut un complex vast de particularități fiziologice, ecologice, comportamentale, care în ansamblu au contribuit la formarea plasticității ecologice extrem de accentuate, necesară acomodării în zoocenozele antropizate. Mai departe, eu vreau să vă povestesc despre transformarea animalului sălbatic, șobolanul cenușiu sau Rattus norvegicus, în animal de laborator sau Rattus norvegicus varinum albia. Această transformare a fost condiționată datorită, știți că un caz foarte, foarte original. Și anume, în Marea Britanie, în secolele 18-19, a apărut o modalitate nouă a de nimicire a șobolanilor, hăituirea acestor de către câini de lupte. Și prinderea în proporții mari animalelor a evidențiat existența animalelor nu doar cu diferite nuanțe naturale de colorație blanii numite agutici și de colorații aberante, dintre care cele mai răspândite sunt bălțarea irlandeză, pată de culoare albă la piept, care este determinat de alele recesive H1. Non-agute, adică colorația părului este complet neagră, determinată de alele recesive locusului A. Și de glugă, capul și partea superioară a spatelui sunt negre, restul corpului este alb, alela HH. Și cele mai rare animale au fost albinoșii, care de la bun început prezentat un interes estetic, din cauza că au fost foarte, foarte puțini. N-au fost nimiciți, au ulterior domiciliați și utilizați pentru selecția mai multor linii de șobolani. Albinismul este caracter ereditar determinat de prezența genii recesive, care în stare homozigotă blochează sinteza de melanină. Frecvența apariției este foarte, foarte mică, 1 la 20.000 sau până la 1 până la 70.000. Informația referitor la debutul întreținerii și selecției șobolanilor de culoare aberantă este destul de puține, dar la o gravură care este prezentată, gravura din anul 1851, este înfățișat de răzătorul curții regale, ținând în mână cușcă cu câțiva indivizi de șobolani albi. Asta e Jack Black. Și datorită lui Jack Black, peste un mai puțin din secol, o cercetătoare din Statele Unite, Helen Dean King, a obținut albinoșii crescuți din populația șobolanilor sălbatici, adică care a fost prins și pe urmă acomodați la condiții de laborator. Și această rasă, cer iertare, se numește rasa Vistor, în cinstea institutului în care a fost efectuată această cercetare. Trebuie de menționat că albinoșii puri, fără pete negre, fără diferite culori,
a fost obținută chiar și în generația 27-a. Până la ziua de azi, această experiență nu poate fi repetată. Ea nu se repetă. Dar aici noi putem concluziona că a apărut varietatea nouă de animale care poartă numele deja șobolan alb de laborator sau Rattus norvegicus varinum albi. Și mai departe, trebuie a menționa ce modificări a provocat această domesticizare. Asta în primul rând, la șobolanii albi masa creierului este mai mică, chiar și se diminuează reflexul de libertate, reducerea acuității de percepere, adică într-o anumită măsură se micșorează reactivitatea la factorii externi, lipsa influenței ritmului circadian asupra reproductivității și reducerea reflexului de apărare a descendenților. Este incomparabilă cu acest reflex la forma sălbatică. Și mai departe, trebuie a menționa încă un fapt și factor care a contribuit în formarea șobolanilor albi. Asta este reacția micșorată la stres. Adică întreținerea animalului însoțită cu contact foarte, foarte apropiat cu om, care se află alături, care are grijă de acest animal și așa mai departe. Dar a intervenit încă un factor care a micșorat stresul, care se numește handling, adică animalele de la vârsta cea mai timpurie a fost întreținute în mână cercetătorului sau îngrijitorului și din această cauză la aceste animale, în afară de modificarea colorației tegumentelor și a irisului, activitatea locomotoră redusă, deteriorarea vederii, s-a micșorat reactivitatea la acțiunea factorul stresanț. Este bine cunoscut că pentru animale pentru reproductivitatea animalelor este strict necesar nivelul de stres nu atât de mare. Întreținere în cușcă, prezența omului, ăsta e stres foarte, foarte mare, dar anume datorită handling-ului, acest stres a fost micșorat și din această cauză, din populație foarte, foarte mică, vă închipuiți, dacă frecvența albinismului este 1 la 70.000, câți animale a fost chiar și la acei om capabil. Și de aceea, mai departe, noi putem concluziona. A apărut această varietate nouă a speciei, adică șobolanul alb de laborator sau Rattus norvegicus varinul alba. Și noi putem concluziona că șobolanii au pe parcursul dezvoltării lor, a trecut prin 2 experimente majore de natură. Prima, asta e selecția naturală, prin care s-a realizat transformarea șobolanilor din ecosistemele naturale în comensali, iar pe urmă în animale sinantrope și sinurbane, cu acomodări specifice necesare pentru existența în zoocenozele antropizate. Și
În curând a avut loc și selecția artificială care a avut viteza reactivă pentru procesul de domicilizare. Adică a trecut circa 50 de ani, adică jumătate de secol, distanță de timp foarte mică, pe parcursul căruia din animal sălbatic a apărut animal de laborator utilizat la moment în mai multe laboratoarele lumii și care este model foarte, foarte potrivit pentru unele cercetări. Trebuie menționat că această utilizare nu trebuie să fie absolutizată, adică pentru unele experiențe, de pildă neurobiologie, această experiență este foarte, foarte potrivită, dar pentru alte cercetări trebuie de a căuta și sunt animali, alte animale de laborator. Vă mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim, domnul profesor, de această interesantă prezentare, deci, cum am spus eu, importantă atât pentru genetică, cât și pentru, probabil, viața socială, deci a întregii omeniri, deci cu diferite, cum spune, aspecte care sunt și negative și pozitive, deci, mă rog, în activitățile care sunt realizate, dar astăzi ați avut perfectă dreptate vis-a-vis de deci, că acest animal, care este și domestic deja și deci ați foarte bine ați povestit evoluția și deci acele etape care au fost petrecute, deci sigur că pentru unele experiențe este util, pentru alte experiențe deja nu este și sunt alte surse care probabil se caută și genetienii și medicii și mai departe. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezentarea interesantă și propun să trecem. Și propun să trecem la următorul raportor, deci este vorba de doamna conferențar Grana Civera, deci care o să ne prezinte raportul noi realizări în crioconservarea resurselor genetice la bovine. Vă rog, doamna Granaci, vă rog, vă ascultăm. Nu vă limitați în timp așa cum și ceilalți raportori, dar, cum spunem, deci... Onorați membri moderatori, onorată asistență, am o deosebită plăcere să vă salut și vreau să încep de la ideea că de la justificarea oportunității acestor investigații, rezultatele care vor fi prezentate ulterior. Tot s-a vorbit de genofond, de resurse genetice, de probleme pe care le ridică, tocmai noi venim cu unele rezultate modeste în această direcție. Și dacă este vorba de actualitate, temei investigate, deci este justificată de modificările la care suntem sau de intervențiile care contribuie la diminuarea variabilității genetice a speciilor de animale, datorată globalizării, specializării înguste a raselor de animale, de păsări, la care sistem care este condiționat de cerințele pieței și de preferințele consumatorului, pe de o parte. Iar pe de altă parte, își aduce aportul și creșterea în rasă pură, precum și evoluția biotehnologiilor de reproducție, care concomitent cu ofertele sau avantajele pe care le oferă ramurile zootehnice, are și unele dezavantaje. Și în primul rând, diminuarea variabilității genetice a speciilor de animale. Diminuarea acestei variabilități este alarmantă atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru dezvoltarea durabilă a agriculturii și în special a ramurilor zootehnice, întrucât
în activitatea zootehnică va deveni dificil de a crește animale pentru producție rezistente la schimbările climatice sau la anumite boli care pot apărea, precum și pentru asigurarea pieței cu produse de mare valoare biologică, alimentară. În ramura zootehnică, conservarea resurselor genetice se efectuează, cea mai avantajoasă la ora actuală, se reclamează crearea chiobâncilor de gene sub formă de colecție de celule seminale, precum și de embrioni. Această direcție a apărut inițial ca o ramură a fluxului tehnologic a însămânțărilor artificiale în zootehnie, la etapa actuală reprezintă la fel și un depozit de resurse genetice animale. Deși primii descendenți obținuți în rezultatul inseminării femelelor cu materialul seminal congelat au fost obținuți încă în anii 50 ai secolului 20, totuși și actualmente are o aplicare practică destul de vastă, practic în întreaga lume, în reproducția taurinilor crescute pentru producția de lapte, 100% din efectivul femel sunt însămânțate, anume cu material seminal congelat, decongelat, dat fiind și facilitează schimbul internațional de genofonduri. Totuși, chiar și în această ramură a taurinilor, care a atins atât un nivel înalt de dezvoltare, circa 50% din celulele seminale supuse criostocării nu-și mai restabilesc valorile morfofiziologice după reanimare. Dacă, începând cu apariția acestei direcții, toate cercetările, atenția cercetătorilor a fost axată pe elaborarea parametrilor tehnologici și a mediilor sintetice pentru rezolvarea, pentru conservarea genomului mascul, apoi, în opinia noastră, ar fi interesant și conform rezultatelor obținute în criobiologia materialului seminal, în opinia noastră ar fi oportună intervenția prin diferite modalități la nivelul spermatogenezii în vederea obținerii materialului seminal cu rezistență sporită deja față de influențele stresogene ale temperaturilor scăzute. În această ordine de idei, scopul investigațiilor noastre a fost axat pe evaluarea impactului administrării bioremediului obținut din biomasa de Spirulina platensis pus la dispoziție de către colectivul laboratorului de ficobiotehnologie a Institutului de Microbiologie și Biotehnologie cu scopul de a fi administrat taurilor reproducători studierii influenței ecourilor criogenice a proteinilor, reacții de peroxidare a lipidelor și precum și indicilor criobiologice ai materialului seminal, în primul rând nativ, apoi decongelat. Pentru realizarea scopului am experimentat cu taurii reproducători din rasa bălțat cu negru tipul Moldovan X, exploatați și întreținuți în condiții identice, divizați în două grupe, în două loturi, lotul experimentar și lotul martor, după principiul de omologie. Preparatul a fost, bioremediul a fost administrat sub formă de soluție injectabilă 0,5% BUR în volum de 0,2 ml la 100 kg masă vie, parcursul a 10 zile. În grupul experimental, taurii au fost injectați cu soluție fiziologică 0,9% natriu clor,
sterilă în același volum, aceeași durată. Indicii criobiologici ai materialului seminal brut și după decongelare au fost evaluați conform metodelor general acceptate, preponderent metodele, metodele microscopice. Deci cu ajutorul microscopului cu videocamere, deci avem aspecte din activitatea laboratorului, activitățile de lucru. Deci în rezultat observăm din figura numărul 1, căci atât în conținutul proteinelor totale, în gameți, atât în materialul seminal nativ, cât și acel congelat-decongelat, nu suportă modificări. Deci proteinele, ajungem la ideea că proteinele celulelor seminale manifestă o rezistență la intervenția stresului frigorific. În continuare, prezentăm rezultatele obținute a unor fracții proteice din celulele seminale native și congelat-decongelate. Fracții proteice care sunt parte constituente a proteinelor totale. Din aceste date obținute, este evident că diferă cota sau conținutul procentual a acestor fracții proteice diferă în materialul seminal, în gameții nativi și gameții congelat-decongelați. Deci în celulele seminale native predomină concentrația gamma-globulinelor, în minoritate se află albuminele, pot intermediare revin alfa și beta globulinelor. După prelucrarea criogenică a materialului seminal și decongelare, vedem că are loc o majorare statistic autentică a conținutului albuminelor comparativ cu materialul seminal nativ și pe fundalul diminuării conținutului gamma-globulinelor, fiind la fel diferența statistică autentică comparativ cu gameții sau celulele seminale native. La fel se reduce sau diminuează concentrația beta-globulinelor, deci și are loc majorarea a alfa-globulinelor. În continuare, la fel pentru a determina acele modificări care le pot suporta celulele, fracțiile proteice ale celulelor în procesul crioconservării, prezentăm ecourile criogenice ale unor fracții proteice în gameți exprimate în microgram la miliard de gameți a proteinelor în funcție de punctul izoelectric. Și aici observăm că în materialul seminal nativ predomină proteinele hidrofile, cele bazofile, deci sunt în minoritate și acidofile ocupă un loc intermediar. Congelare de congelare, în rezultatul congelării materialului seminal, noi observăm anumite modificări, deși statistic neautentice. Cel mai mult observăm o diminuare de 3-35% a proteinelor hidrofile și vis-a-vis de tendința de majorare a proteinelor bazofile cu 2,78 și a celor acidofile. Acidofilele suportă cel mai conform, deci în conformitate aceleași date coincid cu datele din literatura de specialitate, totuși proteinele acidofile sunt mai rezistente la influența temperaturii ultrascăzute, în care considerente una din direcții în cadrul elaborării mediilor de crioprotecție, aș fi prevăzut utilizarea de aminoacizi în componența mediilor acidofil sau anumite produse de origine biologică, de origine naturală, la fel care ar putea
contribuie într-o anumită măsură la sporirea acestui conținut, deși luând în considerație caracterul conservativ al membranei, dar și homeostazia proteinei, deci deocamdată este o direcție mai mult o ipoteză decât o dovadă. Deci, în continuare, vom prezenta rezultatele obținute în lotul experimental și marfor de taur după administrarea preparatului de origine al Gala BioWare, în cazul dat avem asupra fracțiunilor, întrucât noi anterior ne-am convins deja că proteinele totale manifestă o rezistență, au modificări în procesul crioconservării doar a fracțiilor proteice, parte constituentă a proteinilor totale. Aici vedem că în material, în gameții nativi, predomină concentrația albuminelor, ceea ce deci este într-o concordanță cu datele prezentate în prima diagramă. Pe când în materialul seminal congelat supus de congelări sau reanimat, predomină gamma globulinele, iar celelalte fracțiuni deci ocupă un loc intermediar. Cea mai mică concentrație se atestă de gamma globulină de albumine la gameții de congelat, iar în lotul martor gamma globulinele sunt în minoritate. În continuare, noi, deci, conform datelor literaturii, dar și rezultatelor științifice obținute pe parcursul anilor în laboratorul de criobiologie animală al Institutului de Fiziologie și Sanopatologie, dar și în laboratorul de biotehnologie reproducției și transfer de embrioni. De fapt, inițial a început fondatorul școlii de biologie, profesor Vasile Nau, pregătitorul școlii moldovenești de criobiologie. Aici a început în Institutul de Științifico-Practic de Biotehnologie și în zootehnie actualmente și medicină veterinară, dar s-a început la atunci pe timpul era Institutul Științifico-Practic, Institutul de Cercetări Științifice în Zootehnie și Biotehnologie. Deci sunt numeroase lucrări ale noastre, dar și datele din literatură că procesul de crioconservare sau de congelare stimulează sau induce, intensifică reacția de peroxidare a lipidelor. Dar luând în considerație că lipidele sunt componentele de bază ale membranei plasmatice, iar aceasta este preponderent responsabilă de rezistența, de supraviețuire, concomitent foarte, desigur, componente structurale, dar principalul, dar studiul, întrucât metabolismul sau schimbul, relațiile cu mediul extern, al mediului intern ale celulei, cu mediul extern, care este în această perioadă, în această situație în care se află celula. Deci are loc prin intermediul membranei. Ei este regulatorul tuturor proceselor. Deci lipidele fiind în majoritate, iar proteinele în minoritate. Noi am demonstrat ulterior că ele sunt stabile, deci lipidele sunt mult mai, deși în cantitate foarte mare, 80% din componența membranei, dar sunt mult mai vulnerabile. Și deci, în primul rând, unul din procese se intensifică în acest proces de congelare, reacția de peroxidare lipidică a radicalilor liberi. Deci, și noi, pentru noi a prezentat interes cum s-a comportat aceste celule în condițiile crioconservării la animalele care au fost, cărora li s-a administrat acest preparat și animalelor din lotul magor, care pur și simplu pentru a atenua factorul stresogen de injectare li s-a introdus intramuscular soluție fiziologică. Deci despre intensitatea reacției de peroxidare lipidelor am concluzionat conform concentrației de aldehidii malonice în mediul extern, adică în materialul seminal, întrucât acesta este produsul final al acestei reacții. Și ce observăm noi aici, rezultatele obținute atestă că în perioada preexperimentală,
Deci atât la animalele din la taurii din lotul martor, cât și cel experimental, vedem că practic nu putem, nu este o diferență sau o diferență care nu putem nici nu putem vorbi că e eti sau că nu e, întrucât nu este statistica autentică. Apoi, după ce a fost la sfârșitul injectării, adică după expirarea celor 10 zile de injectare, noi observăm că are loc o diminuare a acestei concentrații atât în lotul martor, cât și în lotul experimental. Dar în continuare, după la expirarea 50 de zile după sistarea administrării, noi vedem că aici în lotul în materialul seminal recoltat de la taurii din lotul experimental, deci nu, se observă o diminuare, continuă diminuare și chiar obținem, iar în cazul materialului seminat recoltat de la taurii din lotul martor, deci practic chiar o tendință de majorare, adică nesemnificativ. Și rezultatele obținute la această perioadă chiar sunt statistic autentice, atât între exemplarele lotului martor și lotul experimental, cât și chiar lotul experimental, dacă luăm perioada pre-experimentală și perioada 50 de zile după expirare. În continuare, deci tot ce ține de lipide ne-a prezentat interes, deci dinamica concentrației colesterolului circulant în sângele taurilor din lotul martor și control, întrucât experiențele anterioare, începute pe șobolani, au demonstrat că acest preparat manifestă, deci are importanță asupra metabolismului, dar și la nivelul celulei seminale, în cazul nostru, atât prin administrare, deci atât efect endogen cât și indogen, adică în cazul introducerii, în includerii în componența mediilor, dar și injectării. Și aici observăm aceeași o tendință, observăm ce? Că în lotul martor, în perioada experimentală, deci rezultatele diferă, desigur, în lotul experimental, la lotul experimental, concentrația colesterolului constituie 12,47, pe când lotul martor 8,39. Apoi, după la finele administrării preparatului, noi vedem în lotul martor are loc o creștere semnificativă, iar în lotul experimental la taur, concentrația testosteronului diminuează și se manifestă, dacă aici vedem că se menține în platou, o majorare, cu toate că nu vedem la animalele lotului martor a doua perioadă și cu cele, la sfârșitul celor 50 zile de la sistare, aici vedem din nou diminuarea concentrației în continuare a colesterolului. Colesterolul, pe lângă multele efecte fiziologice care le îndeplinește în organism, la fel este și precursorul, rolul hormonului sexual masculin al testosteronului, care este implicat la etapele spermatogenezii, la anumite etape în geneza celulelor sexuale. Și aici rezultatele obținute și prezentate în această figură, deci ne demonstrează, într-adevăr, sunt în concordanță rezultatele obținute cu concentrația colesterolului, pentru că vedem că dacă atunci în lotul martor colesterolul creștea, iar și deci la lotul experimental, aici vedem invers, că descrește concentrația colesterolului după 10 zile de administrare, este într-o anumită creștere, dar este mult mai mică și animalele lotului martor prevalează pe cele din lotul experimental, prevalează pe cele din lotul martor și chiar cu o diferență statistică autentică. Aceeași legitate se manifestă, deși vedem la lotul experimental o tendință de diminuare, dar totuși se menține la un nivel înalt comparativ cu lotul martor și la fel diferența este statistică autentică.
Noi, după cum ne-am propus, scopul nostru a fost ca să intervenim la nivelul spermatogenezii cu acest preparat și, în continuare, ne-a prezentat interes să determinăm criorezistența materialului seminal, anume nativ, proaspăt recoltat. După l-am judecat, am făcut concluzii despre această însușire a celulelor, referitor la valoarea coeficientului de criorezistență, coeficientului de rezistență a celulelor seminale naturale la șocul termic sau șocul a frigore numit. Deci, prin expunerea acestor celule de la temperatura optimă, când ele se obțin la egală cu temperatura corpului animalului, și expunere timp de 5 minute în pigheață, frotiu aplicat sau probieta la temperatura de 0 grade, după care se evaluează temperatura, mobilitatea. Și, deci, prin formula specială, determinăm coeficientul de rezistență. Deci, după modificări, după conform mișcărilor rectilinii din înaintare. Și am observat că la animale, din perioada lactaurii, în perioada materialul seminal recoltat în perioada preexperimentală, practic aveau un coeficient de rezistență la șocul la frigorie, practic identic. Apoi, la animale din lotul matur începe o majorare după sistarea administrării timp de 10 zile și continuă, ajunge până la 0,68, fiind un coeficient destul de bun. Aici noi vedem menținerea, deci o tendință de majorare, apoi platou și practic menținerea în platou. Ceea ce cât de cât, adică putem aceste date necesită încă mult și mult lucruri, repetări pe alte specii de animale cu număr mult mai mare de animale, dar adică opinia lansată chiar de fondatorul acestei școli, precum că sporirea criorezistenței materialului seminal la ar fi posibilă atât prin perfecționarea, elaborarea parametrilor optim de prelucrare tehnologică și a mediilor speciale, cât și prin intervenția la nivelul spermatogenezei pentru a obține material seminal criorezistent. Deci, mai departe, în tabel sunt expuse caracteristicile, principalele caracteristici criobiologice ale materialului seminal reanimat sau decongelat, care sunt parametri destul de, deci suficient de importanți, care au aport în manifestarea, în realizarea procesului de fecundare, cum ar fi mobilitatea celulelor seminale, longevitatea și indicele absolut de supraviețuire, pentru că aceste variabile sunt dependente, mobilitatea e, deci doar celulele seminale care manifestă, deci cel puțin după decongelare, 4 puncte, noi, deci mobilitatea rectilinii dinaintare, pot ajunge în tremea superioară a oviductului unde are loc fecundarea, precum și longevitatea, fiindcă este necesar un anumit timp pentru ca să atingă acest segment al aparatului reproductiv din femeie, precum și numărul de celule seminale, fiindcă ajungând două celule seminale, nu mai au nicio șansă ca să poată să participe în aceste procese enzimatice și, până la urmă, penetrarea în interiorul ovoplasmei. Și din acest tabel, datele obținute, noi observăm că cel mai mult, cele mai relevante rezultate s-au obținut în privința indicelui absolut de supraviețuire. Deci, gameții obținuți de la taurii lotului experimental, congelați, decongelați, au prevalat acest indice la taurii din lotul matur cu 68, diferența fiind statistica autentică. La fel, mobilitatea este cu, deci dacă vorbim lotul control, este 3,43. Deci, practic, în mediu de la această grupă, practic nu îndeplinește cerințele standardului. Și la taurii din lotul experimental,
se constată o majorare cu 22,74%. Și la fel, deși avem o majorare cu 14% la lotul maltelor pe față de cele experimentale, diferența s-a dovedit statistic neautentică. Deci, în temeiul rezultatelor obținute, prelucrate statistic și reflectate în tabele și diagrame și figurile anterioare, putem ajungem la concluzia că administrarea bioremediului de origine algală sub deci soluție injectabile de 0,5% BOR produce un efect benefic asupra sistemului antioxidant, inhibând reacția de peroxidare a radicalilor liberi și respectiv reduce concentrația aldehidei malonice. Diminuează semnificativ concentrația colesterolului circulant, stimulează sistemul hipotalamo-hipofizar pentru secreție de testosteron, favorizează statistic autentic principalele caracteristici criobiologice ale celulelor seminale. Deci și conform acestor date putem confirma din nou că opinia noastră totuși pare să fie promițătoare în continuare în vederea sporirii crioresistenței materialului seminal și eficienței conservării resurselor genetice în ramura taurinelor. Deci prezintă interes, cu toate că la taurinie această tehnologie a atins un nivel superior de dezvoltare, totuși ea prezintă spre viitor preocupări pentru că această specie, pentru a accelera ritmul progresului genetic, este dificil și fiind o specie cu ciclu reproductiv mare, circa șase ani intervalul dintre generații, prolificitate scăzută, deci, dar este promițătoare și pentru alte specii de animale, ca o totalizare. Eu vă mulțumesc, onorată asistență, stimați membri moderatori, pentru timpul acordat în mediul online. Și noi vă mulțumim. Deci, sper că doamna Silva, care este următorul raportor, deci un pic o să fie mai grăbită, dar, cum spune, eu am enunțat că nu limităm în timp, deci vă mulțumesc, doamna Granaș, pentru prezentarea interesantă, pentru datele științifice, deci legate de problematica cercetată și prezentarea lor în această ținută științifică. Eu vă mulțumesc încă o dată și deci avem ultimul raport, doamna doctor Evtodienko Silva, testarea berbecilor reproducători de rasă caracol după calitățile descendenței. Eu vă rog, faceți conexiune și vă rog, prezentați raportul. În Republica Moldova sunt crescute mai multe rase de bovine, cum și-a prezentat domnul director al institutului, domnul Mașter, și ați văzut ce imagini. Și una din rasele care este crescută este rasa Caracul. Aceasta este o rasă foarte veche și în Republica noastră este tradițional crescută în partea de nord și centru a Republicii. Producția de bază a acestor ovine sunt pielicelile caracul, care sunt obținute de la mei imediat după fătare, în dependență de tipul de buclajă, și sunt sacrificate pentru pielicica originală, cum vedeți în imagine, care se obține de la aceste animale. În cadrul institutului, la fermă de păsilă a stațiunii, au fost inițiate lucrări de creare a trei linii de ovine.
În primul rând vreau să spun că această rasă, după cum vedeți din telecelele, reprezintă, iată, în această imagine avem diversitatea acestei rase prin faptul că au diferite colorații, diferite culori, de la negru, brumăriu, sur, buhar, roz, care se obțin în diferite procesul de diferite împerecheri și aceste culori sunt simple, compuse, care diferă în dependență de colorația fibrei, adică culoarea neagră este menționat, culoarea este testată, culoarea neagră, culoarea brumărie, care se întâlnește la aceste uvine, este formată dintr-un corapor a fibrelor albe și negre, care, în dependență de lungime și de număr, prezintă o colorație specifică, care sunt la miei brumării foarte multe de diferite nuanțe, nuanță mai închisă, mijlocie și deschisă, solicitată fiind nuanța mijlocie. În ultimii ani, o deosebită atenție se acordau în mare parte culorilor colorate, adică culorii brumării și surși. Din această cauză, o mare atenție se acorda selecției a verdecilor anume de această linie, de aceste linii de brumărie și sur buhar. În imagine vedem un lot de miei de culoarea sur, care au fost foarte solicitați și în prezent sunt solicitate pe piață de desfacere a chelicelelor. În această imagine vedem un lot de miei brumării. În această imagine vedem foarte bine miei de culoare, de nuanță întunecate, mai întunecate, mijlocii și albinieți, cu de nuanță deschisă. În această imagine, iată, avem de acum un lot de mioare care de diferite colorații, ca de obicei la fermele din țară se cresc atât ovine de culoare neagră, cât și brumărie și sur buhar. În cadrul fermei de prăsilă de la stațiunea experimentală din Maximovka au fost inițiate lucrări de crearea a trei linii de ovine. Una din liniile a fost linia neagră, alta linia brumărie și a treia linia sur, în baza unor berbeci care au fost selectați după criterii speciali care au fost elaborați de cercetori științifici pentru a începe aceste lucrări. Pentru a testarea berbecilor reproducători au fost întocmite scheme de împerecheri pentru oile de la fermă. Împerecherile s-au efectuat cu considerența mai multor indici, de exemplu, cu considerența culorii, clasamentului, tipului de buclaj a animalelor, originii și în procesul de monte, în registru se înregistrau datele montei, care la această fermă era efectuată monta dirijată și înregistrat la fiecare animal, la fiecare oaie, ce berbec a fost montat. La fetare, procesul de bonitare a mieilor
să se înregistra, desigur, proveniența mieilor și se apreciau mai mulți indici care caracterizează miei caracol, printre care unii din astfel de indici au fost plasamentul, tipul de buclaș, cota buclelor valoroase pe suprafață pe licelii, rezistența și extinderea buclelor, mătăsozitatea, luciul, lungimea fibrelor, densitatea și rezerva pielii, constituția, lungimea corporală și alți factori. În urma bunitării s-a efectuat, conform recomandării elaborate în cadrul Institutului, apreciere s-a efectuat testarea berbecilor după calitatea descendenței. În această imagine vedem schema de împerecheri care a fost implementată pe parcursul a mai mulți ani, pe parcursul a 19-20 de ani. Cercetările au fost efectuate în această fermă și a fost implementate aceste scheme de diferite scheme de împerecheri, dintre care iată care vă prezint în ultimii ani de activitate la această fermă. Au fost împerecheri atât homozigote cât și heterozigote, adică s-au împerechet animale de aceeași culoare, brumării cu brumării, ca exemplu, și negri cu negri, sur cu sur, adică atât berbecul cât și oaia erau de aceeași culoare, cât și heterozigote. Deoarece culoarea brumăriei la împerecherile homozigote, 25% din descendență se obțin miei cu genotip letal, de aceea aceste împerecheri homozigote erau nu erau destul de numeroase, ci limitate în scopul cercetărilor, adică de a obține descendenți de colorații solicitate și pentru a obține niște indici care erau stipulați în cadrul selecției acestei linii. Întrecherile heterozigote dintre animalele de diferite culori, brumării și neagră, exclud obținerea formelor letale la aceste animale și de aceea aceste împerecheri sunt recomandate și pentru implementare la fermele de producere din deținătorilor de ovine. Pentru a spori numărul de miei de culoare recesivă sur, se efectuau, este necesar și de implementat anume împerecheri homozigote care sporesc numărul de descendenți obținut de această culoare solicitată care este foarte întrebată și solicitată anume pe piața de comercializare. Împerecherile de animale negre sunt mai limitate, deoarece pielicelele de culoare neagră sunt mai puțin întrebate pe piața de realizare. Dar totuși, fără acești berbeci, anume care au unele capacități genetice foarte sporite,
nu pot, nu se pot obține și cu o îmbunătățire, o selecție a descendenților cu o proveniență care permite valorificarea producției de pe licee. Vreau să, în fiecare an, pe parcursul activității, s-au efectuat anual testările berbecilor conform acestui tabel. Anual se testau berbecii și se determina media aritmetică în raport cu turma a fiecărui berbec reproducător care a fost testat în fiecare an. În linia de berbeci neagră care a fost creată în anul 1998, s-a inițiat crearea în 1998, întemeietor a fost iată acest reproducător de culoare neagră cu tipul de buclaj plat și pe parcursul a mai mulți ani de la acest reproducător s-au obținut 9 berbeci continuatori de linie, dintre care 4 feciori și 4 nepoți și un strănepot. În ansamblu pe această linie s-au obținut 7 berbeci amelioratori și 3 berbeci neutri. În perioada de 1998-2018, în total pe această linie s-au obținut 1002 descendenți, dintre care 873 sau 87,1% au fost de clasele elita și clasa 1. În medie, pe turmă, în aceeași perioadă de timp, s-au obținut 6120 de mei, dintre care 4.899 mei sau 80% au fost de clasa elita și clasa 1. Calcularea statistică a demonstrat că miei de linia neagră veridic depășesc media pe turmă cu 7,1%. O altă linie, linia Brumărie, întemeitorul liniei a fost berbecul cu numărul 2049 de clasa Elita, născut în anul 1993, de la care s-au obținut descendenți 10 berbeci, dintre care 3 feciori, 5 nepoți și 2 strănepoți. În această imagine, iată, avem un fecior al întemeietorului care s-a născut în cadrul fermei în anul 2000 și el este cu tipul de buclaj costal, a avut un desen foarte frumos, 100% de coane, cu un desen paralel scară și acest reproducător a fost foarte intensiv folosit în această iernă și a activat pe parcursul a 9 ani. În total, pe linia de berbeci Brumărie s-au obținut 10 berbeci, dintre care 6 amelioratori au fost și 5 berbeci neutri. În total, în perioada de activitate, în cadrul liniei, s-au obținut 1449 descendenți, dintre care 1206 sau 83,12% au fost de clasa elita și întâi. În raport cu totalul pe turmă, în aceeași perioadă, ponderea
neilor, elita și clasa întâia, constituie numai 20%. Sporul de 3,2% a neilor brumării de bine față de medie pe turmă, de ridic depășește, de ridic este, diferența este autentică. În altă linie, a treia linie, asupra căruia s-a uitat în cadrul acestei termeni, este linia sur, buha. Această colorație este o colorație deosebită, care include câteva colorații argintii și auriu, care se întâlnesc în mare parte pe, la noi în țară și în cadrul acestei terme. Și la această termă iată, acesta este un picior din această linie surpuca, care a stat la baza, din baza acestei linii. În cadrul acestei linii s-au selectat 14 berbeci, inclusiv 4 ficiori, 9 nepoți și un strănepot. Din berbecii care au activat în această linie, 8 dintre ei au fost amelioratori și 7 berbeci neutre. În total, pe această linie, în perioada de 1999-2018, s-au obținut 1101 descendenți, dintre care 940 sau 85,38% au fost de clasă elita și clasa întâi. În raport cu media de turmă din aceeași perioadă, ponderea miilor elita și clasa întâi a constituit 83,55%. Diferența la fel fiind între lotul miilor de linie față de media de turmă, veridic depășește, este veridic mai mare. În aceste imagini, iată, avem animalele care s-au obținut miei la ferma de prăzilă a stațiunii Maximovka. Avem un lot, avem aici în față un miau de culoare sur, auriu. Desigur că în realitate imaginea este mai plăcută. Aici nu poate, nu se vede, însă totuși se observă că care este diferența și anume aceste culori, că pe lungimea aceleiași fibre, baza la fibră este de o culoare mai întunecată, iar vârful, după cum vedeți, este puțin mai galbui și formează un aspect estetic foarte frumos a acestei culori și colorații. În această imagine, iarăși avem, dacă observați, sunt într-adevăr tot miei de la aceeași fermă, care am în cadrul cercetărilor care au fost obținuți și se vedem și la miei brumării, ce este foarte important, uniformitatea culorii și vedem, în special, iată, sunt miei de culoare de nuanță mijlocie, brumării albăstrii, de o culoare foarte, colorație foarte plăcută și estetic, care este și solicitată. Și iată, aceștia sunt miei de culoarea sur, buhar. Ponderea mieilor de culoare neagră, vedem că tot în această turmă ei sunt și au, vedeți, după cum se vede pe aceste imagini, și la acest nou și la acest, avem predomină miei cu bucle lungi, mari, cu luciu,
și metodizitate excelente. În cadrul, vreau să menționez că studiul efectuat la firmă de plăsilă a revelat că de 10 reproducători de linie selectați pentru reproducere pe o perioadă de 20 de ani, teribil depășesc indicii medii pe turnă. Punderea descendenței de clasele elita și întâi a constituit la miei de linia neagră, 87,1%, depășind media pe turnă cu 7,1%. În lotul de miei de berbeci pe culoarea sur, pe perioadă de evidență, punderea descendenței elita și clasa întâi a constituit 85,4%, ceea ce este cu 4,83% mai mult decât în medie pe turnă, iar pe linia de berbeci drumării, în perioada de, în aceeași perioadă de evidență, ponderea mieilor elita și clasa întâi a constituit 83,23%, în care la fel de veridic depășesc media pe turnă. Este necesar de menționat că anume din această fermă de păsilă au fost realizați foarte mulți berbeci reproducători de diferite culori și colorații deținătorilor de opinie din țară. Și acești berbeci de reproducători de linie reprezintă un material genetic specific și valoros care stabil își transmiteau descendenții în cadrul populației studiate capacitățile lor genetice. Vă mulțumesc pentru atenție! Cel mai vă mulțumim pentru prezentare. Deci, stimați colegi, cu aceasta toate rapoartele înscrise la secția noastră, deci sunt epuizate. Eu vreau să, în contextul la ceea ce s-a audiat, la ceea ce s-a prezentat de către dumneavoastră toți, vreau să spun că la secția noastră, deci s-au discutat practic toate problemele ce țin de, deci atât de genetică clasică, deci care au prezentat-o domnul profesor cu șobolanii, cât și toată problema ce ține de selecție și ameliorarea animalelor, inclusiv ceea ce am prezentat și eu personal cu fondul genetic de animale, cu problemele existente și cu, deci, idei de soluții pe care eu le văd în continuare să fie promovate, deci spre a fi realizate. Deci vreau să spun că ceea ce a prezentat doamna Eftodienko, deci este o etapă finală a unui proces de selecție, deci clasic, care se termină de fapt cu selectarea animalelor după performanțele descendenței. Deci, dacă ne amintim din știința ameliorării, deci prima etapă de selecție se face după pedigriu, a doua etapă de selecție vine după performanțele proprii sau fenotip și a treia etapă de selecție definitivă deja animalelor este după performanțele descendenții. Deci, cum am spus, doamna Grană și tot a prezentat un raport foarte interesant, relevant și important pentru procesul de genetică, procesul de ameliorare a animalelor și este vorba de criobiologia materialului seminal, deci o problemă foarte majoră și un factor foarte important a creșterii ritmului ameliorării genetice în populație și schimbului generațiilor în aceste populații, inclusiv deci extinderea cât mai rapidă a unor gene valoroase a reproducătorilor performanți testați după calitățile descendenței. De fapt, aceasta și este o bază a contemporanei
ameliorări selecția populațiilor de animale. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, deci tuturor, pentru participare, pentru rapoartele interesante prezentate. Vreau să vă doresc multă sănătate în continuare, realizări noi, frumoase, ca să ne revedem la următorul congres sau cu alte ocazii de manifestări științifice din domeniul nostru și vă îndemn pe toți, având link-urile de conexiune la activitățile de mai departe a congresului, am în vedere concluzii finale, alegerea conducerii și așa mai departe. Deci eu deodată vă îndemn să participe. Probabil ne revedem online, cel puțin la continuare. Da. Noi vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră de moderator atât de bună, atât de indulgentă și diplomatică. Și vă dorim succes în activitatea dumneavoastră, mulțumim. Foarte, foarte dificilă în timpul actual. Eu închipui, eu puțin, nu puțin, dar 21 de ani am lucrat în cadrul Institutului de Fiziologie. Noi am avut atunci puțin tangențe cu Institutul dumneavoastră, dar a fost alt timp. Corect, a fost alte timpuri, alte sistem de organizare și mai departe, sigur că acum suntem mult mai dificil. Deci în experiență, în influență, deci nu este aceea. Dar mă rog, cum am vorbit și mai repet, noi trebuie să căutăm nișa în care trebuie să facem continuitatea cercetărilor, pentru că cercetările acestea sunt foarte importante și dacă nu vom avea ameliorare și genetică, deci spunem ca țară, cred că nu avem izbândă. Deci cel puțin la etapa de a testa și de a adapta, deci ceea ce e mai bun și convenabil pentru condițiile noastre. Mă rog, dacă ne se dă acest rol. Dar asta este situația și realitate. Deci sigur că noi trebuie să facem tot ce e posibil ca să, mă rog, să restabilim efectivele, sigur că n-o să fie în acele volume, în acele șaptele, dar oricum ceea ce este acum nu este bine. Ceea ce este actual, deci este un platou cel de jos, probabil poate și mai de jos, pentru că ca să avem 85.000 de capete de bovine sau 110.000 de capete de bovine, având 1.600.000, eu cred că ceva ieșe din comun. Da, volumele cele nu pot fi, dar situația trebuie să fie altă. Situația trebuie să fie altă, trebuie să se dezvolte ferme, trebuie să dezvolte ferme relativ nu mari, nu complexe, pentru că nu este loc pentru complexe ca și, mă rog, ca și organizare de terenuri și așa mai departe, dar ferme puternice, tehnologizate, mici și mijlocii, ele trebuie să dezvolte, pentru că ele o să fie baza producției de lapte, vorbesc acum numai de lapte, deci lapte, materie primă autohtonă, și pentru fabrici, dar și pentru consumul, deci curent, mă rog, realizat la nivel național. Altă cale eu nu văd. Deci trebuie politici ajustate, stimulative, pentru a crea ferme și a lucra în domeniul respectiv. Altă izbândă nu va fi. Cu regret, mă rog, situația este așa cum este acum. Eu încă o dată, deci, în primul rând, sunt mult impresionat de dumneavoastră ca și profesor, ca și biolog, deci pentru cele prezentate, pentru, mă rog, gândurile care sunt, au fost expuse în prezentarea respectivă, ca evoluția, deci, unei probleme, pentru că este și problemă, în afară de pozitiv, cum și-am vorbit. Deci o să fiu, mă rog, bucuros să ne vedem. Sănătate vă doresc la toți. Mulțumesc. La mulți ani. Mulțumesc.